Coloane de sute de mașini s-au format astăzi la punctul de trecere a frontierei de pe autostrada Nădlac-Arad, asta pentru că mulți români care muncesc în străinătate și-au încheiat vacanța în România și se întorc la muncă. La vama Nădlac se așteaptă chiar și o oră și jumătate pentru tranzitarea frontierei. După ce românii care muncesc în vestul Europei își încheie concediile în țară, în această perioadă anului mulți se întorc la muncă. Astfel, coloane de sute de mașini s-au format astăzi la punctul de trecere a frontierei Nădlac 2 de pe autostrada Nădlac-Arad. Polițiștii de frontieră susțin pentru Mediafax că au luat măsuri speciale pentru a face față aglomerației, iar vineri se lucrează pe 6 benzi de ieșire din țară. Poliția de frontieră Arad recomandă șoferilor tranzitarea și celorlalte puncte de frontieră existente la granița cu Ungaria pentru evitarea aglomerației. În județul Arad sunt 4 puncte auto de trecere a frontierei, la Nădlac pe DN7, Nădlac pe autostradă, la Turnu și Vârșand. Totodată, în județul Bihor se poate trece în Ungaria pe la Salonta, Borș, Valea lui Mihai și Săcuieni, iar în satul mare pe la Urziceni și Petea.